Unde-i lege, nu-i tocmeală, asta spune șeful Consiliului Concurenței despre războiul de 1 miliard de euro dintre statul român și OMV. Bogdan Chirițoiu a declarat că este incorect ca profiturile enorme să le rămână companiilor. Expresia unde-i lege, nu-i tocmeală. Bănesc că legea nu e atât de neclară cât să nu înțeleagă lumea dacă trebuie să plătească sau nu. Legea transpune o hotărâre europeană. Da, deci în toată Europa, s-a spus, companiile astea din energie au beneficiat. Nu e vina lor, dar nu e nici meritul lor că au aceste profituri, că au crescut mult prețul în energie și atunci cumva incorrect să le rămână profiturile, pentru că nu au rezultat. Au rezultat din invazia rusească, nu din o performanță managerială deosebită a lor.